Ei, după ce s-au închis ușile, fetele și-au pus câte o cană de vin și stăteau în living, vorbeau. Roxana îi spunea Ralucai că a cerut de la sora ei o țigară electronică, iar Raluca îi spunea că tu vrei de la susținători. Apoi, mai în glumă, mai serios, Miruna a spus că i-a cerut de acasă de la prietenele ei sandale, dar a uitat să spună numărul, că așa mai primea și de la susținător câte ceva. Eu, din câte mi-aduc aminte, în fiecare zi aproape, majoritatea fetelor, Deni, Miruna, chiar și Adina am văzut că a primit cadouri și tot felul de lucrușoare de la susținători. Am văzut chiar și lenjerie intimă, deci nu doar încălțăminte sau altceva. Ironiile acestea, sincer, nu le mai văd rostul. Nu știu, am senzația că oarecum se încearcă să se reunească gașca și să aibă aceleași ironii răutăcioase, dar chiar nu le mai văd rostul, adică să fim serioși și bănuiesc că ar fi trebuit să depășim momentul și să mai evoluăm și noi.